ca un gentleman se comportă și Alexandru Papadopol cu noua femeie din viața lui. Dacă ieri vă arătam în premieră imagini cu cei doi care se sărutau pătimași în fața casei actorului, astăzi vă arătăm că relația lor nu se află doar la stadiul de pupic. Se pare că lucrurile sunt cât se poate de serioase, iar Papadopol vrea să îi demonstreze și cu fapte că o iubește. Pentru ea aș muta munții din loc, pentru ea aș opri timpul pe loc, ca scoate piatra din foc. Aș face tot fără regrete, nu mă joc, în joc sunt sentimente. Pentru ea, ce nu face? Ioanei Ginghină i-a spus adio, Adrianei Titieni îi cumpără flori. Alexandru Papadopol i-a arătat noi iubite că este un domn și i-a făcut o surpriză pe care orice femeie și-o dorește. Actorul a mers la o florărie din cartier și a luat un buchet de flori colorate pentru cea care i-a adus din nou zâmbetul pe buze. Un pic mai mult, am spune noi. Nu de alta, dar nu orice bărbat face așa gest, mai ales la doar o lună de când a divorțat de fosta. Imaginile surprinse de cei mai tari paparații din țară demonstrează că actorul pare că simte din nou fluturi în stomac, pe semne că a uitat complet de divorțul de Ioana Ginghină. Bănuiai ceva dinainte sau a fost un șoc și pentru tine? Nu, pentru că gândește-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici n-a stat vreodată să-l urmărez. Gândește-te că totuși că el a plecat din februarie de acasă, deci eu nu mai știu mare lucru, știi? Da. Eu am depus actele tocmai că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea nu nimic și atunci cumva nu cred că era dinainte, adică de acum un an relația și nu știu ce, știi? Nu cred, ăsta-i motivul. Dar deci e ceva nou. La un moment dat oricum ar fi apărut, știi? Acum, exact. Adică, na, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva care își găsește pe cineva să nu fie atât de public și să nu fie atât de... Da. Săruturi pătimașe prin public. Doar că eu asta aș fi vrut, sincer, și asta vreau și de la mine, am pretenția să nu fie pe stradă, în locuri publice și așa, pentru că, na, copiii sunt răi la școală și, na, nu știi cum... Internetul este la îndemână, adică nu trebuie să le spună neapărat părinții acasă. Nu te mai recunosc, azi doare tot ce-a fost. Mă apasă rău tăcerea ta, îți ferești.